pe metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Asta fuse, dragi prieteni, s-a încheiat cu parcursul economicos al Stelei în Champions League. Pentru al doilea an la rând, așadar, Steaua se va mulțumi cu puțin. Maximum Europa League, sigur că deja se vorbește insistent, prea tare, deja de grupele Europa League, prea mult de tragerea la sorți de mâine, prea mulți pumni ținuți Stelei mâine pentru această tragere la sorți. Unde sigur Steaua va întâlni un adversar de nivelul celor pe care le cunoaștem deja, gen Trenzin și Partizan Belgrad. Nu va fi o echipă de Doamne ajută, sunt multe ciurucuri în Europa League. Steaua are unul dintre cele mai bune coeficiente, am văzut, chiar mă uitam mai devreme pe site-ul UEFA, Ajax Amsterdam are coeficientul cel mai bun. Dar nici ea, sigur, nu este o echipă remarcabilă, dovadă că a fost eliminată acasă de Rapid Viena, de la care a încasat 3 goluri. Nu se așteaptă așadar pentru Steaua un adversar deloc impresionant, dar ar putea să fie un Hajduk Split, am văzut, sunt pe listă ăștia, o echipă mică, într-adevăr, dar de nivelul Partizan, ba chiar poate un pic mai bună. Deci ne putem aștepta ca în cazul în care va exista un meci echilibrat, să luăm așa ca exemplu acest Steaua Hajduk Split, el să o răpună pe campioana României și să o arunce în afara cupelor europene, pentru că asta ne-ar elibera multe serii. De asta spun că este excepțională. Am scăpat de seriile de marți și de miercuri. Echipele noastre nu se vor mai duce curând în Liga Campionilor, iată că deja 2 ani la rând nu mai reușim această performanță, care nu are nicio logică, sigur, cu fotbalul nostru șchiop. Nu suntem de un asemenea nivel, trebuie să ne lămurim odată, să pot face rezultate cu astfel de jucători. Meciul de ieri, însă, sigur, unul extrem de spectaculos ca și evoluție. Puțină lume s-ar fi gândit la un asemenea scenariu, într-adevăr, care a început cu un gol venit întâmplător pentru Partizan Belgrad. A fost practic o pulpă a lui Pop, o pulpă a lui Pop, care l-a pus în situație singur cu poarta goală pe atacantul de la Partizan și acesta a reușit să înscrie un gol neanunțat practic de nimic reușit al lui Babovic ăsta. După care Steaua, care începuse bine meciul și își crease câteva situații grele deja de poartă, la o singură fază a avut de 3 ori posibilitatea să înscrie Steaua, ne era teamă, într-adevăr, de pipernicia lui Partizan, care a fost taxată de Muniru și de excelentul Hamrun, 2-1 pentru Steaua, un scor logic, după cum se desfășurau lucrurile, a fost și bara lui Tade, plus alte câteva monumentale situații pentru Steaua. Partizan Belgrad a fost în genunchi în mare parte în prima repriză, jucători care n-aveau absolut nimic în comun cu acest nivel, e adevărat, Steaua își domina adversarul, dar sincer să fiu, m-am gândit în prima repriză că meciul nu este tranșat și că dacă se va întâmpla un miracol, de exemplu miracolul de la Belgrad de la pauză încolo, exact genul ăsta de fază, o eliminare a unui stelist care plutea în aer întrucât apărarea Stelei era șubre de rău, deci eu am invocat această variantă și ea s-a petrecut repede după pauză, este o eliminare justă a lui Varela, dar sigur nu era 11 metri, faultul s-a produs un pic în afara careului. Varela, sigur, nu putea fi decât eliminat, întrucât el duce mâna către gulerul jucătorului sârb, pe care, sigur, îl jenează un pic, ăla cade, nebărbătește, cade acolo, dar este o situație de eliminare în fotbal, fotbalul care se apropie tot mai mult de basket după ultimele reguli, adică miza fiind atât de mare, jucătorii au devenit foarte fragili. Și atunci cad ca spicele. Dar oricum n-a fost o decizie care până la urmă să fie controversată, pentru că eliminarea o recunoaște toată lumea, asta vreau să spun, ea se impunea.
nu era penalti, dar e posibil ca din lovitura liberă de la marginea careului, din cercul ăla de la ieșirea din careu, sârbii să fi marcat mai ușor decât din penalti. În primul rând că poate n-ar fi bătut prostul de Bujinov. Acesta a bătut telefonat, cum s-ar fi spus la fotbal minut cu minut, chiar dacă plasat, a ratat firesc, cu jocarul foarte bun, de altfel s-a dus pe minge, o ratare firească, Partizan nu merita penalti la faza respectivă. Evident, greșeala lui Pop a fost monumentală și la golul 2, după pulpa de la primul gol, când i-a pus mingea pe tavă lui Babovici, el i-a facilitat atacantului sârb pătrunderea în zona careului și a fost taxat de Varela din reflex. Sigur, Varela a avut reflex de fotbalist, nimic nu poate să fie mai cumplit decât penalti și expulzare. Deci n-ai avea voie să faci faul niciodată ca fotbalist într-o astfel de situație, pentru că nu se poate să ieși mai rău. Penaltiul este cea mai mare ocazie de a marca un gol în fotbal, mai mare decât dacă ai poarta goală la 2 metri. Deci a face penalti într-o situație de genul ăsta este inacceptabil. A antrenorii ar trebui să le explice fotbaliștilor de un milion de ori că nu se face niciodată penalti cu bună știință, cu atât mai mult într-o situație în care știi că poți fi eliminat. Asta era situația tipică de eliminare. Când scăpa unul spre poartă, când careul era gol, într-o situație de careu aglomerat, chiar dacă provoci un penalti, șansele să fii expulzat sunt mici. Deci Varela a avut reflexul de fotbalist și, punând mâna pe sârb, a provocat acest penalti. Eliminarea lui va costa Steaua play-off-ul Europa League, întrucât există posibilitatea ca el să primească două meciuri, și asta e o exagerare, n-a comis nimic grav. Deja el a fost super sancționat și echipa odată cu el, că Steaua a primit 3 goluri și putea să primească 4 dacă Bou ăla nu rata penaltiul. Deci ce sancțiune mai mare vrei? Varela, dacă stă un meci, e arhi destul. Încă o tâmpenie, o inerție, o birocrație a regulamentului ăsta. Dacă îi dă roșu direct, să-l expulzezi și după aia să-i dai două meciuri. Deci un meci este arhi suficient în această variantă. Bun, Bojinov a ratat penaltiul, după care maghiarul, arbitru Vod, a început să dea cartonașe galbene unul după altul pentru Steaua. Vă reamintesc că în decurs de mai puțin de 10 minute, Alsena, Hamrun, Gierme și Breveld, 4 străini de la Steaua, au luat toți galben între minutele 54 și 61, plutea în aer cel de-al doilea cartonaș roșu. Toată lumea era probabil convinsă că Steaua va termina 9 inși, dar a venit golul lui Ietkovici sau Ieftovici, așa, din minutul 60. Șutul a fost deviat de Pop, absolut incredibil, într-adevăr, că jocarul era de data asta prost plasat, n-avea ce să caute atât de mult în lateral dreapta cum stătea el. Este și gol de portar, în mod evident, el nu citește deloc, absolut deloc, traiectoria, se știe chestiunea asta, nu trebuie să stai acolo unde ești pe traseu virtual al mingii, trebuie să anticipezi, pentru că orice șut poate să fie deviat. Or s-a văzut că deși sârbul ăla trage fără niciun fel de șansă, de la distanță mare, adevărat, suficient de liber și pe axul terenului, mingea poate să fie deviată oricând de o echipă aflată în disperare cu un om mai puțin. Deci este și vina lui Cojocaru, care n-are acolo într-adevăr știința unui portar mare, da? El n-avea ce să caute în zona respectivă și de asta nici nu mai ajunge la minge. Ar fi trebuit să stea mai pe mijlocul porții, chiar dacă într-adevăr traiectoria șutului, plavului, este pe direcția lui inițială, tot este și gafa lui. În fine, se face 2-2 și, fiind abia minutul 60, șansele Stelei deveneau nule, după care vine golul frumos al lui Jivkovici, la o fază în care Umaru îl întoarce pe Pop și îi pasează lui Jivkovici, care reușește un dribling excepțional în careu și un șut în cross care nu semăna și nu seamănă deloc cu cele două echipe. Este o prima fază a meciului în care Partizan este deasupra condiției sale. Până atunci se jucase un meci între două echipe modeste, da, Steaua net peste Partizan,
Sunt de aici într-un fel de acord cu teoria asta lansată de unii steliști că au fost net superiori. Așa e. Steaua a fost net superioară, dar a avut și o doză de asta de prostie cumulată cu fatalitatea, în așa fel încât n-are cum să-ți fie milă de ea. Da, era mai bună decât Partizan, dar asta am spus la tragerea la sorți. Sigur că era superioară, știam că Partizan nu este o echipă mare, am văzut-o cu Dila Guri. Bun, a fost mai bună decât Steaua pe Arena Națională, unde s-a jucat fără spectatori, dar ieri a jucat slab, haotic. De ce nu ne e milă de Steaua? Pentru că în fața unei astfel de echipe, cum este Partizan Belgrad, n-ai voie să primești gol pe terenul ei. Deci tu trebuia să te aperi liniștit tot meciul, să nu faci penaltiuri sau faulturi inutile și să nu iei niciun gol. Pentru că ei n-aveau niciun jucător de Doamne ajută. Bujinov e o nulitate de fotbalist, într-adevăr n-ar avea nici la Chiajna loc. Orculotul pe care Partizan îl avea, hai să fim serioși, impulsul spectatorilor n-a contat cu nimic. Steaua a scăpat și de penaltiul ăla, chiar cu un om în minus ar fi trebuit într-adevăr să reziste în fața unui astfel de adversar. Sigur că și după golul de 2-2 are o ocazie imensă Tade, care a demonstrat, aici nu ne-am înșelat, am spus-o din capul locului, este un jucător foarte slab și nu va avea nicio treabă la Steaua. E deja o pălărie prea mare pentru el. La Steaua presiunea este superioară celei de la CFR, mai ales presiunii care era la CFR sezonul trecut, adică nulă. Anul trecut CFR-ul n-avea decât o presiune financiară, n-avea o presiune sportivă. Deci prezența lui Tade la Cluj era corectă, pentru că acolo, într-adevăr, cu puțin, fără spectator foarte mulți în tribune, pe fundul unui club abandonat de capitan și de vicecapitanul său, să zic așa, te exprimai mult mai ușor. Odată venit la Steaua, el automat a întâlnit un alt tip de presiune și a și impus probabil, fără să vrea, în subconștient o astfel de presiune și nu i-a făcut față. Tade ar fi trebuit clar să marcheze ieri, măcar odată prin situațiile pe care le-a avut, și a avut cel puțin două imense bara transversale, adevărat ușor deviată de portarul Partizan, și ocazia aia la 2-2 sau la 3-2 pentru Partizan, nici nu mai știu, în orice caz imensă, din care ar fi trebuit să marcheze în mod evident. Bun, ne întoarcem după o pauză. Păi la ora 2-2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Ne întoarcem la analiza meciului de aseară de la Belgrad. Nici pentru Trujic ăsta n-a fost o seară oarecare, întrucât omul a intrat la tragere de timp în minutul 90. În minutul 90 plus 1 a marcat în doi timpi din fața porții, iar în minutul următor, pentru comportament nesportiv, a luat un cartonaș galben. Deci nu putea să facă mai mult într-un timp atât de scurt. Ideea este că Steaua, într-adevăr, ar fi trebuit să se califice. A fost peste Partizan sau avea echipă să o elimine pe Partizan. Bun, nu putem să pretindem că era sub Ludogoreț sezonul trecut. Bineînțeles că și pe aia a avut în mână. Este evident, putea să treacă și acolo. Este al doilea an consecutiv în care Steaua ratează practic pe propriile greșeli calificarea în Champions League, în fața unui adversar de data asta pe care a știut să-l strunească o vreme, dar a demonstrat că are niște lacune imense și că într-adevăr aproape oricine ar putea să-i vină de hac. Dintre jucători, într-adevăr, Hamrun a ieșit în evidență. Este clar că în momentul de față e jucătorul numărul 1 al Stelei. Bun, el a fost înlocuit în minutul 70, imediat după ce sârbii au marcat golul de 3-2. Deci imediat după ce sârbii au marcat golul de 3-2, Hamrun a fost înlocuit. N-am văzut faza, trebuie să recunosc că el a ieșit.
dar odată cu ieșirea lui Hamrun, soarta Stelei era pecetluită. Nu știu care au fost motivele, era atât de obosit, mie nu mi s-a părut. Omul fugea, n-avea plămâni, într-adevăr, un jucător peste condiția Stelei de astăzi. Un jucător care, de altfel, s-a făcut remarcat în aproape toate meciurile pe care le-a jucat până acum la Steaua. De unul singur Hamrun aproape că a îngenunchiat-o ieri pe Partizan Belgrad. Îmi amintesc, el este oarecum și pasator la primul gol al lui Muniru și este autorul unui șut într-adevăr așa cum trebuie, ca la carte, la pasa lui Popa la golul 2 al Stelei. Deci despre algerianul Hamrun într-adevăr numai de bine. N-avem ce să contestăm la această discuție. Păcat însă că păcat că ieșirea lui s-a produs atât de devreme. Încă o dată, dacă Rădoi l-a înlocuit din alte considerente decât faptul că omul pur și simplu a cerut să iasă și nu mai putea, atunci da, dar dacă nu, e o mare greșeală, pentru că și un Hamrun într-un picior aseară la Belgrad, el trebuia menținut în teren. Adică și dacă nu mai putea, numai să stea, tot ar fi fost util, că poate cine știe, era vreo fază fixă și ar fi putut să contribuie la ea. Ajungea mingea pur și simplu la el și eventual putea să dea o pasă. Iancu sau Tudorie, cei care au intrat pe final la Steaua, n-aveau nicio treabă. Deci ăștia nu erau jucători care puteau să întoarcă soarta, mai ales cu Steaua în 10 oameni, cu Partizan recăpătându-și toată încrederea, da? Deci nu se mai putea. Nu se mai putea în astfel de condiții face un rezultat. Bun, asta spuneam, ne scutește de seriile de marți și de miercuri. Steaua are multe de învățat din această înfrângere. Evident că, așa cum lăsa să-ți înțeleagă ieri, au venit și titlurile pentru înfrângere. Ele sunt mai puțin generice, întrucât și aici au dreptate ziarele și mijloacele de informare online să se abată asupra nefericitului Paul Pop, pentru că într-adevăr acesta a fost catastrofal. Nu sunt de acord cu ideea că nu trebuie să dăm în Pop, dintr-un motiv foarte simplu. Fotbalul profesionist îl faci numai dacă ești dotat pentru asta. Altfel poți să joci în curtea școlii. Așa cum foarte mulți foarte buni fotbaliști s-au făcut tâmplari, s-au făcut instalatori, s-au făcut măcelari, s-au făcut șoferi, da? Foarte buni fotbaliști, mult mai buni decât acest Pop. Deci sunt cu totul și cu totul de părerea că trebuie să-l distrugem pe acest om, verbal, sigur, discut, adică să-i sară pur și simplu capacele, să-l facem țândări câteva zile măcar, pentru că nu te poți prezenta la un asemenea nivel reprezentând o echipă de Liga Campionilor, nu de județ, în asemenea mod. Deci nu este un privilegiu dat oricui neisprăvit să joci în Champions League. Afară, tată. Deci dacă asta se întâmpla la un club serios cu oameni care într-adevăr mor pentru echipă, îl trimiteau acasă. Eu mi-amintesc de un meci al OM în 1996. Știu foarte bine data, eram student. 1996, un meci de campionat în care fundașii centrale al lui Marseille era Gérard Gilly, atunci antrenor OM, revenise în prima ligă după 2 ani de divizie B. Fundașii centrali erau Malușii și Franceschini, doi italieni, unul venit de la Fiorentina, Malușii, unul de la Parma, Franceschini. Și a fost un meci în care am luat-o acasă, un 3-1, ceva de genul ăsta, 3-1, 3-0, am luat-o acasă. Deci mașinile amândurora au fost făcute praf după meci și de atunci niciunul n-a mai jucat niciun meci ca titular. Pentru că au făcut praf pur și simplu cei doi italieni meciul respectiv și asta nu li s-a mai iertat. Bă, pe bună dreptate. Deci eu nu mă duc să plătesc abonamentul sau biletul sau abonamentul la cablu. Abonamentul, vreau să spun, în tribună, biletul și respectiv abonamentul la cablu ca să văd un bou. Da? Asta este o condiție primară, ca tu să ai un minim de responsabilitate și să-ți asumi niște erori.
Deci este o mare eroare să-l lăsăm în pace pe Pop în această situație. Bine, eu n-am trăit legătură cu Steaua, dar în mod direct. Nu am obișnuința de a mă duce la meciurile Stelei, cu atât mai puțin de a mă abona la meciurile Stelei. Nu sunt suporterul Stelei. Dar mi se pare firesc ca oamenii să nu-l mai accepte pe acest individ. Ori noi, în calitate de ce om fi aici, de comentatori ai actualității sportive, trebuie să lămurim foarte clar lucrurile. Când ești sportiv profesionist, nu te comporți așa. Da? Du-te, bă, și joacă la țară, du-te la faianță, vorba lui ăla. Tu n-ai ce să cauți la fotbal și lasă pe alții. Da? Că nu e nicio supărare. Exact cum ne spuneau profesorii noștri la facultate. Păi, dar de ce trebuie să treci anul? Dacă tu nu ești făcut pentru chestia asta, poate ești bun la altceva. Du-te, dragă, și fă pe coafeza, da? Fă pe maseza, fă pe, ce știu eu, alergătoarea de garduri, da? Fă vânzătoarea într-un butic, că doar alea nu sunt meserii mai rușinoase decât asta. Da? Du-te și găsește-ți rostul în altă parte. De ce trebuie să vii dacă tu ești tufă în ceea ce faci? Așa și cu ăsta. Trimite-ți, domnule, la echipa a doua, trimite-ți-l la județ. Cum să joace un astfel de om în Liga Campionilor? Deci noi avem ce să-l iertăm pe Pom, nu capul sus. Nu, du-te, mă, cu Dumnezeu și nu te mai întoarce. Și nu mai ai ce să cauți în echipa asta. Este clar, mai ales că nu-i primul meci lamentabil pe care îl face în acest sezon. Să terminăm odată cu Paul Papă ăsta, să nu mai vedem. Da? Să fie scos și de la echipa națională, ăsta nu-i făcut pentru fotbal. Hai că ne întoarcem după o pauză. Ne-am întors în direct. Alte considerente ar fi că nu mi se pare oportună discuția despre Tamaș, care a fost scos din lot din motive de beutură, nu din altceva, ceea ce mi se pare normal. Câți antrenori din lume ar fi acceptat un bețiv la echipă? Deci asta nu este, până la urmă, depus în cârca lui Rădoi. Să nu uităm că Rădoi, ca și orice alt antrenor, depinde de jucătorii din teren. Nu știu dacă îi se poate imputa în exces acest eșec crunt de ieri de la Belgrad, când Steaua, deși n-ar fi trebuit să primească niciun gol 90 de minute la Belgrad, a încasat 4 și ar fi trebuit să ia 5 dacă Bojinov ar fi marcat din penalti sau dacă penaltiul ar fi fost bătut de un sârb. Da? Steaua practic a încasat 5 ieri la Belgrad, deși n-ar fi trebuit să ia niciun gol la cum s-a desfășurat meciul, pentru că Partizan nu era o amenințare de poartă. Golurile lor sunt venite absolut aiurea, dacă stai să te uiți. Primul este o eroare stupidă de curtea școlii. Cojocaru iese la mingea aia pe care se lovește de pulpa sau de gamba lui Pop, care parcă dă o pasă cu călcâiul. Ăla marchează cu poarta goală. Rarisim vezi o asemenea gafă de apărare. Da? Golul al doilea al sârbilor, nici nu mi-l mai amintesc în momentul de față. Trebuie să mă mai uit o dată să vedem cine l-a dat al doilea când scapă. Da, și ăsta ai venit absolut aiurea. Deci după ratarea penaltiului, penaltiul e făcut aiurea, e o dublă gafă acolo, sigur, la care Popă-i principalul răspunzător. Golul al doilea e șutul lui Ievkovici, care nu trebuia să intre niciodată, un șut de la distanță, fără grad de periculozitate. Sigur, Pop nu e responsabil aici 100% numai că se vede că cară ghinionul după el și că e pe din afară absolut. Cojocaru e prost plasat, e stupid la faza asta. Golul 3, spuneam, e singurul gol pe care Partizan îl creează cât de cât, dar deja Steaua era în 10 oameni oricum. Adică e o eliminare aiurea care putea să fie evitată. Golul 4, sigur că e și acolo o dublă gafă, mai vorbim, dar hai să zicem că deja era târziu, Steaua nu mai avea moral, încasează și pe ăla. Deci, pe undeva la lotul pe care îl are, investiții zero, când un patron vine și declară așa ceva, că el nu mai poate să cumpere jucători, cum să dea el 1.400.000 pe De Amorim și pe Alibek, atât timp cât el riscă să-și pună averea familiei în pericol. Păi, dar care avere?
Adică averea nu ți-e făcută din fotbal în mare parte. Nu? Ce avere? De unde avea Becali avere? Afacerile lui sunt făcute cu ce bani? Bani pe care i-a furat, da? Asta a demonstrat și justiția. În mai multe rânduri, că el are mai multe dosare. Deci ce avere? E, în condițiile în care un om nu poate să dea 1.400.000 să ia doi jucători de top în campionatul României, evident că această echipă nu se poate duce în Liga Campionilor. Deci de asta spun, apropo de atacurile la Rădoi. E, el, atâta timp cât asta e echipa de care dispune, n-are ce să facă, că doar nu din vina lui au fost vânduți jucătorii ăștia. Nu Rădoi s-a dus să-i vândă pe toți, pe Sucala, pe Gardoș, pe Chiricheș, pe Sân Mărtean, pe Cheșeru, toți ăia care au plecat de la Steaua în ultima perioadă. Nu el i-a vândut. Deci dacă ar fi avut o altă echipă, sigur, mai solidă, măcar cu ăștia pe care i-am enumerat în teren, sigur că Steaua s-ar fi calificat. Da. Pe Becali nu l-a interesat lucrul ăsta, el a crezut că dacă face niște mătăni și dacă se roagă la un Dumnezeu imaginat de el, un hoț probabil ca și el, rezolvă ceva, da? Cu asta sigur că nu se poate întâmpla nicio minune. Și ai ajuns în situația în care te-a eliminat o echipă ce era mai slabă decât tine. Asta este clar. Deci Steaua chiar și cu lotul ăsta, dacă nu făcea niște greșeli stupide tot meciul, ar fi trebuit să se califice. O să vedem mâine ce ne va răzi tragerea la sorți. Sperăm un meci măcar de Doamne ajută să nimerească chiar cu Milsami, Orhei sau mai știu eu cu ce porcărie de asta de echipă, care sigur să nu-i pună în stele nicio problemă. Măcar să fie un meci echilibrat de nivelul ăsta. Trenzin și Partizan au fost două meciuri pe muchie de cuțit pentru Steaua, care a avut noroc cu Trenzin că n-a luat golul 4 acasă, că dacă ar fi luat golul 4, că au avut ocazia să-l marcheze, deși erau 10 oameni, Steaua nu mai juca nicăieri în cupele europene, deja ar fi fost mai lejer. Avea o sezon în campionat unde cu puțină șansă praful să alege de ei și acolo, pentru că într-adevăr asta este o echipă care n-ar trebui să sperie pe nimeni. Deci în Liga 1 deocamdată Steaua n-a câștigat niciun meci pe teren propriu, dar nici n-ar fi cazul să bată pe prea mulți cu astfel de echipă. Așa că e un sezon după care sigur că Gigi va anunța că se lasă de fotbal, de altfel a spus-o că dacă îl bate Dinamo nu mai vorbește despre fotbal. Rămăsesem înainte de pauză la titluri și spuneam că până la urmă, pentru că scenariul ăsta catastrofic s-a cuplat și cu meciul absolut ieșit din comun al lui Paul Papp, deci cu asemenea gafe făcute de un singur jucător, nu te mai întâlnești, de parcă era rupt dintr-o altă echipă Papp ăsta, de ziceai că l-a adus din tribună și l-a pus acolo. Nici în astfel de situații nu cred că putea un jucător să fie mai prost decât el, că altfel s-ar fi concentrat pe ce spuneam noi ieri, presa. Dar așa toată este adunată către Papp. Ce papară ne-ai tras, Paul? Papară scris cu 2 de P. Titlurile astea erau anticipate, jocurile astea de cuvinte erau anticipate deja de fanii Stele încă de aseară. Paul cel mic sau Papp cel mic, virgulă pa, virgulă ligă, și Papp cel mic, pa ligă. A, vedeți? Sunt jocuri de-astea extraordinare. Asta ar fi pe pagine 2-3. După aceea este un interviu cu Papp, care nu s-a ascuns la finalul meciului și a vorbit despre cel mai prost meci al carierei lui. Eu sunt vinovat, sufăr, dar merg mai departe. N-avem timp să plângem, a zis Rădoi. E adevărat și asta. Până la urmă, Steaua are meci cu Dinamo în campionat duminică. Săptămâna viitoare n-are meci în Europa League, dar are meci în campionat. Vă reamintesc că este etapă intermediară în Liga 1. După care, pe 20 și pe 27 august, sunt programate jocurile din play-off-ul Europa League. Deci nu săptămâna viitoare, ci următoarele două săptămâni joi va avea de jucat alte două partide. Păi sigur că n-ai timp să plângi. Da, niște imagini cu tribuna de la Belgrad, într-adevăr o echipă modestă, Partizan, care sigur nu va intra în Liga Campionilor,
Deci există posibilitatea ca Steaua să-i mai întâlnească o dată în grupele Europa League. Sau cine știe, în funcție de evenimente, poate în 16-imile Europa League. Da? O să vedem cum va arăta grupa. Steaua poate să nimerească într-o grupă foarte ușoară, sunt atâtea echipe slabe în Europa League, mai ales că va fi cu siguranță Steaua în primele două urne valorice, că până la urmă asta contează, nu să fie neapărat cap de serie. Dar să fie în primele două urne valorice, asta înseamnă în Europa League 24 de echipe. Eu nu cred că Steaua va fi sub locul 24. Și atunci vei nimeri cu două ciurucuri, pentru că în Europa League nu există mai mult de 24 de echipe consistente. Cel puțin în prima fază. Deci două echipe vor fi modeste. Hai că sunt și în urna treia. Din 12 echipe din urna treia sunt vreo 3-4 grele, să zicem. Dar nu mai mult. Așa că te poți califica. Poți să-i nimerești încă o dată pe Partizan, ar fi foarte interesant de altfel. Cele două echipe să mai joace odată în acest sezon. Aseară în Liga Campionilor, Astana a învins pe Hayaka Helsinki cu 4-3 după un meci tot așa de titani, efectiv, adică titani între ghilimele, doi proști între ei. Hayaka a condus cu 2-0, goluri marcate în minutele 4 și 42 după ce era 0-0 în tur la Helsinki. Gazdele au redus din handicap minutul 44, dar erau departe de calificare. Au obținut un penalti minutul 47, cei de la Astana s-a făcut 2-2. În minutul 56, 3-2 pentru Astana, deci se refăcuse handicapul extrem de repede. Cum e, bă, să conduci în deplasare cu 2-0 minutul 42 și minutul 56 deja ăla să-ți dea 3 boabe? Ei bine, dar chiar și așa lucrurile nu erau jucate, pentru că kazahii au rămas în 10, au suferit o expulzare în minutul 71 și n-au rezistat 20 de minute să nu ia gol. În minutul 86 Helsinki a egalat din penalti prin Zeneli, da? După care în 10 oameni cu Heirupu pe final, unul Postnikov a marcat în minutul 93 golul calificării pentru kazahi, care se duc în play-off-ul Champions League, unde probabil că vor fi eliminați și, uite, vor fi calificați direct în grupele Europa League. Asta e o adversară pe care poate nimeri Steaua dacă va trece de play-off. Da? Celtic Glasgow s-a calificat la Baku 0-0 cu Karabakh Agdam, de care scăpăm pentru echipele eliminate. Aba nu, nu, stai că e Liga Campionilor, pardon. Nu scăpăm. Astea se duc în play-off-ul, se duc în play-off-ul Europa League. Și Helsinki și Karabakh. Deci sunt adversari potențiali ai Stelei, amândouă. În principiu, pentru că nu sunt cap de serie la tragerea la sorți. Adversari potențiali. N-a reușit până la urmă echipa din Azerbaijan, în ciuda tuturor eforturilor și a terenului lamentabil, să îi marcheze un gol lui Celtic, care trece mai departe rușinos după un 1-0 pe final înregistrat pe teren propriu. Meci mare la Praga între Sparta și CSKA. Așa cum bănuiam, până la urmă CSKA Moscova s-a calificat, deși făcuse 2-2 acasă și a fost condusă după 15 minute cu 2-0 la Praga. Însă a revenit, nu s-a pierdut cu firea, Musa a egalat minutele 34 și 51, după care cehii au rămas în 10 oameni în minutul 64. Internaționalul rus Zagoev a marcat în minutul 76 golul de 2-3. Arbitru a fost italianul Mazzoleni. Sparta Praga mai avea nevoie de două goluri în ultimele 15 minute cu un om mai puțin. S-a terminat 2-3. Sparta Praga, care a mai fost adversara Stelei, sigur o poate întâlni pe campioana României în Europa League de aici înainte. Bate Borisov, trece mai departe învingând cu 1-0 pe Videoton echipa lui Bernard Cazoni. Bate Borisov slabă la acest început de sezon, a câștigat cu 1-0, gol al lui Nicolici în minutul 82, după ce maghiarii rămăseseră din minutul 60 cu un om mai puțin. A fost 1-1 în Ungaria. Videoton este eliminată, dar probabil că și bate Borisov, echipa unui mafiot din Belarus, a vândut
imposibil ca și ăsta să fie tot de tip Becali. Pentru că altfel ar fi trebuit să-i spargă pe unguri. Ei s-au mulțumit cu puțin. De altfel, bate Borisov a trecut și în turul 2 preliminar din Champions League, tot așa la mustață, cu o prestație modestă. Nu cred că pot să intre în Champions League cu astfel de echipă. Și ăștia se duc până la urmă tot în Europa League. Va fi un posibil adversar al Stelei în grupele Europa League. FC Basel, modest, așa cum am spus și din tur, când a câștigat cu Japca la Poznan în Polonia, a câștigat acasă ieri Basel cu 1-0. O victorie scurtă, golul lui Bjarnason în minutul 91, practic nemeritat. Oricum nu conta, sigur, și la 0-0 să calificau elvețienii. Trebuiau să marcheze Poznanul 3 goluri la Basel, n-au reușit să dea niciunul până la urmă. FC Basel, așadar, în play-off-ul Champions League. FC Bruges, am bănuit-o și pe asta, le-a scos fotbalul din cap celor de la Panathinaikos, după ce grecii i-au furat pe belgieni în tur la Atena. Nu s-a mai putut întâmpla același lucru și în retur. Fotbalul belgian a crescut enorm. Uitați-vă pe clasamentul FIFA publicat astăzi. Belgia este a doua națiune din lume. E bine, și la nivel de club, echipele belgiene sunt mai bune ca altă dată. 3-0 așadar FC Bruges Panathinaikos. După o repriză albă, gazdele au marcat de 3 ori, minutele 53, 58 și 82, și s-au calificat cu brio după ce pierduseră cu 2-1 în tur la Atena. Panathinaikos este însă un nume de care poate vom mai auzi prin Europa League. Malmö a creat ieri o surpriză, calificându-se cu Red Bull Salzburg 3-0. Da, am anticipat ieri că va fi un meci complicat pentru Salzburg, dar nu la nivelul ăsta, desigur. Mă așteptam să le pună niște probleme Malmö. Am și spus asta, dar nu credeam totuși să le dea 3-0 într-o repriză. 3-0 a fost la pauză pentru Malmö, după ce Salzburg câștigase în Austria, chinuit de tot, cu 2-0. Golul de 2-0 a venit pe final de meci. Meritul celor de la Malmö este că au jucat din minutul 64 cu un om mai puțin, Adu fiind eliminat. Deci avea timp Salzburg din minutul 65 să dea un gol la Malmö ca să se califice, dar n-au putut. Așa că Malmö trece mai departe. Nu este o echipă care să ajungă neapărat în Champions League, dar a mai făcut-o odată și spuneam, a și bătut pe Juventus la Malmö, dacă nu mă înșel, cu 1-0 în grupele Champions League. Victoria Plzen, altă surpriză, a fost bătută acasă de Maccabi Tel Aviv 2-0 pentru israelieni, dar nu ne așteptam, după ce Plzen câștigase cu 2-1 în Israel, ba chiar a condus cu 2-0 acolo. Lejer a controlat meciul de la Tel Aviv. Oaspeții au câștigat în Cehia cu 2-0, au marcat din 11 metri minutul 76 golul de 1-0, care nu le-a ajutat la nimic. Prin Zehavi se califica tot Plzen la scorul ăsta. Dumnezeu știe cum israelienii au mai marcat în minutul 83 încă o boabă și s-au calificat într-o manieră într-adevăr spectaculoasă. Victoria Plzen așadar se duce în play-off-ul Europa League, unde probabil că în această Europa League va ajunge și Maccabi Tel Aviv. Nu cred că vor trece de play-off nici ei. Shakhtarul Nea Mircea a câștigat net, la Lvov s-a jucat 3-0 cu Fenerbahce, Gladkăi, Srâna din penalti și Teixeira 3-0. Fenerbahce s-a făcut de râs în această dublă manșă, n-a reușit să marcheze nicio boabă cu tot lotul lor aristocratic. Chiaer, fostul fundaș al lui Lille, a fost expulzat pentru două galbene în minutul 93. Denotat totuși lejeritatea arbitrului german Zweier, care a acordat un 11 metri semi-gratuit pentru Shakhtar. Și sigur că trebuie să insistăm un pic, acest penalti transformat de capitanul Srâna în minutul 65, când s-a făcut 2-0, a contat decisiv. Poate că dacă nu era penalti la faza respectivă, nu s-ar fi terminat așa, cine știe. La 2-0, în orice caz, Fenerbahce a căzut, dovadă că Teixeira a marcat pe contraatac un gol urât
golul de 3-0, venit imediat, spuneam, la 3 minute după cel de 2-0, a fost decisivă faza cu penaltul, când se vede, dar deocamdată arbitrajul nu este la goal technology, cu liniile astea, cu senzor, care de aici înainte vor fi aplicate în toate țările occidentale și nu se va mai putea fura o minge care intră în poartă. Va fi acordat golul de către arbitru, care va vedea pe ceasul său la maximum o secundă dacă mingea a intrat sau nu, îi se va transmite prin senzori. Aia sunt 14 camere, citeam, montate, de exemplu, în campionatul Franței, pe fiecare stadion, care fotografiază toate poarta. Deci 14 camere, sigur, pentru ambele porți. N-are cum de data asta să mai existe vreo confuzie, dar din păcate arbitrii nu sunt informați la fazele astea de faulturi în careu. Că n-ar fi rău ca arbitrajul să fie un pic asistat de către roboți sau de către tehnologie și în astfel de situații. Da? Adică să ți se spună clar dacă a fost faul sau nu. Să existe un sistem care să reglementeze și problema asta, pentru că dacă ar fi avut, nu vom ajunge niciodată, bineînțeles, ce spunem noi aici este pură utopie, dar în orice caz, dacă ar exista așa ceva, Shakhtarul n-ar fi beneficiat de penalti, pentru că se vede clar cum atacantul lui Shakhtar caută evident el penaltiul și își bagă piciorul practic în mâna portarului, care iese ca orice portar, imprudent, bineînțeles, ca prostul, riscând enorm printr-o astfel de intervenție. El n-are ce să caute cu brațele în situații de genul ăla, pentru că riscă și eliminarea dacă dă peste un arbitru tâmpit. Ăla și dă afară. Ăsta, de exemplu, nu l-a dat pe Demirel, dar i-a dat cartonaș. Nu este 11 metri. Oricât s-ar contesta chestia asta, se vede la reluare cum ăla, bineînțeles, caută cu lumânarea jucătorul Shakhtar penaltiu și ai senzația că Demirel îl faultează, dar de fapt nu. În fine, n-are prea mare importanță, atunci am vrut să subliniem această chestiune, că Shakhtar a beneficiat totuși de această circumstanță favorabilă, fără de care risca să nu se califice, chiar dacă, încă o dată spun, turcii au fost modești, niciun gol în două meciuri. De altfel, Robin van Persie, care a venit în această vară la ei și care a intrat în partea a doua a meciului la Istanbul în tur, n-a jucat niciun minut. Deci, fără Van Persie, practic, pe care l-au adus, iată, degeaba, doar pentru campionatul turc, la cât e de nonșalant ăla, va pleca repede de la Fenerbahce. Deci aventura lor în Liga Campionilor s-a încheiat. Mai urmează Europa League, nu știu cât îl interesează pe Van Persie Europa League, să vedem dacă o prind și pe asta. Cei de la Fenerbahce au de trecut un tur de play-off. Și în fine, Skënderbeu din Albania, care a bătut de două ori cu 2-0 pe Milsam Iorhei. Meciul retur a fost însă facilitat de eliminarea lui Andronic de către arbitru portughez Soares Dias din minutul 14, Salihi marcând la 2 minute după aia un gol pentru Skënderbeu, echipă care se duce, iată, în play-off-ul Champions League, de unde sigur că va fi eliminată și va ajunge direct în grupele Europa League. Este un adversar ca și Astana, de exemplu, sau potențial un Karabag, ceva, pe care le poți bate, nu ușor, pentru în Kazahstan nu câștigi foarte simplu, sau în Azerbaijan. Nu va fi simplu Stelei dacă va ajunge să joace acolo. Bineînțeles că nu. Dacă faci gafe și acolo te fură arbitrii, îi adau la arbitrii toate atențiile lumii. Acolo nu câștigi decât dacă ești net superior. La Karabag, de altfel, nu câștiga nimeni nici anul trecut. Ții minte că și cu Inter au făcut egal la ei. Internaționale, Milano, egal cu Saint-Étienne, egal cu Niepră, nimeni n-a câștigat acolo. Nici Celtic n-a câștigat acum. Nu poți să bați. Bun, Barcelona ar câștiga cu 2-0, dar atât. În rest, nu te duci să joci să iei puncte de acolo. Te mulțumești cu un egal. Acasă, dacă ești bun, îi faci pe azeri și atunci ai 4 puncte cu ei. Este destul dacă îi prinzi în faza grupelor. Și cu Astana va fi la fel. Să-i bați acasă. Acolo nu fură arbitru pentru ei, că n-are cum. Dar când te duci în Kazahstan, o iei pe coajă.
dacă ești o echipă mică sau medie. Astea au devenit niște fortărețe ale fotbalului, cum este și Cipru, care la nivel de club este aproape de nebătut. Ca să elimini o echipă din Cipru astăzi în cupele europene, trebuie să fii chiar bun. Orice țară din asta cu fotbalul într-o drojdie așa, e în pericol când joacă în Cipru. Da, ciprioții elimină 20 de țări din astea liliputane europene, fără probleme. Să fii serios de tot ca să reușești să le iei 6 puncte dacă vei juca cu ei în grupe. Bun, ne întoarcem după o pauză. Bună este Dumnezeu! 11 metri pentru cei cu cernici. Astăzi avem meciuri la greu în Europa League. Sunt 29 de partide, începând cu ora 19. Gabala din Azerbaijan cu Apollon din Cipru, rezultat în tur surprinzător 1-1, jucătorii azer reușind să egaleze minutul 90. Meci deschis, evident, Apollon este ușor favorită, fiind o echipă din Cipru, ea se adaptează mai bine decât o echipă din Occident în Azerbaijan. Deci, în principiu, ciprioții ar trebui să se califice. Inter Baku, după ce a pierdut 2-0 la Bilbao, are șanse totuși mărunte să întoarcă rezultatul, chiar dacă, sigur, în Azerbaijan nu e ușor să câștigi. Deci două meciuri de la ora 19 în Azerbaijan. Rubin Kazan, tot de la 19, joacă acasă cu Sturm Graz. Rușii au câștigat 3-2 în Austria. Sunt în postură de a se califica. Sturm Graz trebuie să câștige la două goluri diferență. Pare foarte puțin probabil. Poate să obține un stat de egalitate, că nu sunt ultimii oameni nici Sturm Graz, dar calificarea e problematică. Rusia te și fură un pic arbitru. Omonia Nicosia de la 19, de asemenea, patru partide sunt programate pentru ora 19. Întâlnește pe danezii de la Brøndby după 0-0 în Danemarca. O meci, iată, pe muchie de cuțit. Foarte interesant va fi să vedem dacă Omonia reușește să elimine pe Brøndby. 50-50 șansele de calificare. Başakşehir Istanbul Alkmaar de la ora 20. Olandezii au câștigat cu 2-0. Atenție pentru fanii campionatului Olandei, care începe în acest weekend. 5 partide sunt amânate și se vor juca la începutul săptămânii viitoare din cauza unei greve a poliției, printre care și meciul lui Alkmaar. Așadar, olandezii vor avea timp să se întoarcă de la Istanbul. Nu joacă în acest weekend în campionat. Din 9 partide, doar 4 se vor juca în weekend. Celelalte sunt amânate pentru marțea și miercurea viitoare. Alkmaar trebuie să se califice după ce a câștigat 2-0 pe teren propriu. Başakşehir nu este o echipă care, în mod normal, să-ți poată pune probleme. Göteborg, Belenenses, a fost 2-1 pentru portughezi în tur. Meci într-adevăr pe muchie de cuțit. Göteborg poate să câștige la un gol diferență. Șansele de calificare tot așa cred că sunt 50-50 în situația asta. Od, FC Od de la ora 20 întâlnește pe Elfsborg din Suedia. Norvegienii au pierdut cu 2-1 în Suedia după ce au condus cu 1-0. Meci iarăși pe muchie de cuțit. Să vedem dacă Od va reuși să treacă și de Elfsborg după ce a eliminat deja două echipe până acum, pe Sheriff Tiraspol în mod surprinzător în primul tur preliminar, după care în turul al doilea au trecut de Shamrock Rovers din Irlanda și în turul al treilea au dat peste Elfsborg, o echipă de la ei din bătătură. Tot așa 50-50 sunt șansele de calificare. Rosenborg de Brețeni, după ce jucătorii norvegieni au câștigat în Ungaria cu 3-2. Șansele de calificare pentru unguri sunt quasi nule. Trebuie o victorie la două goluri diferență. Rosenborg are experiența cupelor europene. Șmona, Chiriat Șmona, a pierdut 2-1 în deplasare la Slovan Liberec. Poate să întoarcă pe cehi în retur. Să vedem dacă nu va fi o minune de data asta pentru Liberec, care să meargă în play-off-ul Europa League obținând un rezultat în Israel. Stroms Götzet cu Hajduk Split. Croații au bătut cu 2-0 în tur și sunt ca și calificați.
Trabzonspor Rabotnitski. Turcii ar trebui să refacă teoretic diferența. 1-0 au câștigat macedonenii. Trabzonspor ar trebui să întoarcă și cu japca în această seară. Meciul tot de la ora 20, pe toate pe care le-am citat, începând cu Bașac, Şehir, Alkmaar, toate sunt de la 20. Acestor partide li se adaugă Vorskla, Poltava, Zilina. A fost 2-0 pentru slovaci. E, aici ai buba. Vorskla poate să câștige și ea cu 2-0, fără probleme, acasă cu Zilina, dacă nu chiar mai bine. Deci, în ciuda faptului că slovacii au bătut acasă cu 2-0, nu-i văd calificați. Ucrainienii sunt peste ei ca echipă. Dinamo Minsk cu FC Zürich. A câștigat Dinamo Minsk în deplasare cu 1-0. Să joacă și ăsta. FC Zürich este capabilă să bată la Minsk și să se califice. Meci la 20:15. La 20:30 este Eclair Naka cu Bordeaux. După 3-0 în tur, Bordeaux a câștigat mincinos. Vă spuneam, toate golurile au fost false. Ciprioții nu mai au șanse, greu să le dai. 2-0 poate că le dă lui Bordeaux. 3-0 nu știu dacă pot să reducă. Nici Eclair Naka totuși nu e o mare echipă. Deci Bordeaux n-ar trebui să-și facă griji. Cu câteva zile înaintea startului campionatului, Bordeaux din acest motiv joacă duminică în campionat cu Reims pe teren propriu. Reims iarăși anunță una dintre cele mai slabe echipe din Ligue 1, dacă nu cea mai slabă și în acest sezon. Vaduz cu Thun, meciul despre care spuneam că era improbabil, de la 20:30 ora României, 0-0 în tur, două echipe din campionatul Elveției, numai că ele se pot întâlni în cupele europene, întrucât Vaduz reprezintă Liechtenstein-ul la nivel internațional. Nu știu, e 50-50 aici, n-are nicio importanță. Poate că se va termina 1-1 și se va califica Thun. Deci nu este o miză pentru nimeni. Bine că scăpăm de una dintre ele, pentru că cele eliminate în Europa League în acest tur 3 preliminar se duc direct acasă. Pentru ele nu mai există nicio supapă de salvare. FC Copenhaga, Jablonec. A fost 1-0 pentru danezi în tur în Cehia. Copenhaga totuși este o echipă de alt calibru. Ar trebui să-i bată pe cehi fără probleme. Fotbalul ceh este în pierdere de viteză peste tot. Vezi cazul Victoria Plzeň ieri cu Maccabi. Vezi Sparta Praga cu CSKA Moscova. Libereț slabă și ea, bătută de Șmona. Sau mă rog, urmează să fie bătută de Șmona. A câștigat cu 2-1 acasă. Deci n-au echipe. Ne așteptăm ca și Jablonec să piardă cu FC Copenhaga. Astra Giurgiu cu West Ham. De la ora 21 ați văzut. Până la urmă West Ham a venit cu rezervele. Grei nu sunt aici. Între ei Payet și Amalfitano n-au făcut deplasarea. Ener Valencia s-a accidentat pentru o lungă perioadă. Sarate, ăla de-a dat golul de 2-0, n-a venit. Modibo Maiga va juca, dar am impresia că nu-i deloc în formă. Am văzut și eu în gazetă lotul deplasat, mă rog, așa zisul lot, că nu înțelegi nimic din ce scriu ei aici. De exemplu, la rubrica destinată arbitrilor, gazeta sporturilor scrie așa: arbitru Paolo Valeri, asistenți Tompkins și Collins suspendați, O'Brien și Valencia accidentați, Adriano, Gbona, Creswell, Oxford, Cuiate, Payet, Sarate, Amalfitano, menajați. Pe ăștia sunt asistenți. Da, deci sunt erori una după alta, bineînțeles, în ziare. Așa că mare lucru n-am priceput. Dar văzând totuși lotul pe care îl are West Ham, Astra este favorită. Deci ar trebui să se califice și într-adevăr o calificare cu care se poate mândri Astra dacă o obține. Bravo lor dacă trec de proștii ăștia. După Lyon, iată, să scos pe West Ham, îți întărește un pic așa ideea de club, chiar dacă Astra n-are viitor, după părerea mea, în fotbalul românesc se va desfința în câțiva ani, cel mai probabil. Dar oricum, va rămâne această perioadă, n-ai de ce să te temi de niște șchiopi, cum sunt ăștia de la West Ham, fără jucătorii care, pe care i-am prezentat mai devreme,
n-au aturi, adică asta e peste, în mod evident. Mai ales că și cu o parte dintre ăștia în tur, bun, Amalfitano n-a jucat nici în tur. Foarte ciudată politica lui Slaven Bilic, nu știu dacă îi va ieși lui cu West Ham, dar Europa League, deci pe ei nu-i interesează. Acum îmi dau seama că n-au niciun gând, asta e o prostie că ai meci duminică cu Arsenal. Păi și ce, tu ai impresia că faci ceva cu Arsenalul? Sau și la ce ți-ar servi, boule, dacă faci un egal cu Arsenalul? Cu ce te ajută, să zicem? Acum ce ai de gând să te duci să câștigi pe terenul lui Arsenal, să fii tâmpit. Ei le-au dat 6-0 lui Lyon și au bătut-o și pe Chelsea în Supercupă. Ce șanse ai să te duci să bați acolo cu lulelele tale? Deci tu trebuia să vii să joci la Astra, să-i bați aici cu 4-0. Dar asta trebuia să faci. Dacă nu faci asta, nu te interesează Europa League. Pe oricum în campionat, tu nu te bați, mă, la prima jumătate cu lotul ăsta. Nu te bați. Da? Și în orice caz, nu meciul cu Arsenal este decisiv pentru tine. Deci ai aiurea ce face el, pentru că, bun, e un derby, dar nu trăiești din ăla. Oricum n-ai speranțe să scoți. Tu cu Arsenal îți iei punctele în campionatul Angliei. Deci ideea lui e proastă, oricum ai lua-o. Da? Și o mudică, sigur că va deveni un pic și mai mare dacă va reuși să-i scoată pe cei de la West Ham. Asta are nevoie de un Budescu serios care să le dea vreo două celor de la West Ham. Din câte am văzut eu, Astra e cam echipa tip, așa. Ia să vedem ce absenți. Nu, n-apare nimeni la absenți. Deci, inclusiv De Amorim și Ali Bek sunt în lot. De Amorim apare și titular. Tot de la ora 21, Atromitos, AIK Stockholm. Atromitos a câștigat cu 3-1, echipă din Grecia. 3-1 a câștigat în Suedia pe Rasunda. Calificarea asigurată. Saint-Étienne ASEA Târgu Mureș. Aș corecta un pic totuși pe cei de la GSP. Sper că îmi permit. Gradel s-a transferat la Barnemos. Nu mai joacă la Saint-Étienne. Deci el este trecut aici ca vârful lui Saint-Étienne. A plecat. Și chiar dacă n-ar fi semnat cu Barnemos, tot nu juca, pentru că transferul era deja iminent. Deci asta este o gafă evidentă. N-avem ce să discutăm despre meciul ăsta. Saint-Étienne sigur că va folosi niște rezerve, se pregătește pentru campionat. Pentru Saint-Étienne campionatul, da, are o miză. Au meci cu Toulouse în prima etapă duminică. Contează meciul ăla. Meciul cu ASEA, chiar că nu mai are nicio valoare, sunt deja calificați. Vitesse Southampton, la 21, reglată calificarea. Southampton a câștigat cu 3-0 în tur. Zeleșniciar cu Standard Liege. Bun meciul. Evident că belgienii sunt favoriți, dar n-au câștigat decât cu 2-1 în tur. Ar fi o mare surpriză ca Zeleșniciar, care a trecut de Ferencváros în turul precedent, să elimine pe Standard. Zoria Lugansk Charleroi. Ucrainienii au pus șaua pe belgieni, au bătut cu 2-0 în deplasare. Nu văd cum ar putea să fie eliminați. Spartak Trnava cu PAOK, ăsta e meci interesant. Grecii, care au jucat tot meciul tur cu un om mai puțin, au avut o eliminare în minutul 2, au câștigat abia cu 1-0. Și cine știe dacă nu vor avea probleme la Trnava, așa cum au avut și la Zagreb cu Locomotiva în turul precedent, când au fost conduși cu 2-0 o mare parte din joc. Slovan Bratislava Krasnodar. E reglată treaba. FC Krasnodar, echipă mare, a câștigat 2-0 acasă, bate și la Bratislava astăzi. Dortmund Wolfsberger. Nemții au câștigat cu 1-0. Nu știu dacă vor umple stadionul, dar îi calcă în picioare pe austrieci. Aberdeen Alma-Ata 2-1 pentru kazahi în tur, care pot să reziste. Mai să vedem, pot să reziste în Scoția. Nu e evident că Aberdeen îi va elimina. Legia Kükeși omologat la masa verde 3-0 pentru polonezi în tur, deși pe teren scorul era de 2-1 pentru ei. Albanezii au întrerupt meciul aruncând cu pietre în jucători. Legia este calificată. Voivodina, după ce a bătut 4-0 pe Sampdoria în deplasare, este așteptată să nu clacheze la acest nivel, mai ales că Dzengancă e antrenorul Sampdoriei, deci nu văd cum ar putea Sampdoria să câștige cu 4 goluri, dar ne putem aștepta la câteva boabe ale italienilor totuși, cu orgoliu sigur călcat în picioare. Și în fine, Ghimaraeș cu Altach,
începe la ora României 23:15. Meci care se termină după 1 noaptea. Ghimaraeș are de îndeplinit o formalitate să câștige meciul. După ce a pierdut cu 2-1 în Austria, ar fi o dramă pentru Ghimaraeș, care, v-am spus, a bătut la titlu în Portugalia sezonul trecut, să fie eliminată de această echipă austriacă totalmente necunoscută. Ne întoarcem după o pauză. A venit până la urmă și confirmarea. Di Maria a semnat la Paris Saint-Germain în această după-amiază. Va fi și o conferință de presă de prezentare. 63 de milioane de euro în buzunarul lui Manchester United. S-a terminat așadar un lung foileton, cum scrie presa franceză, pentru că Di Maria tergiversa prin anturajul său această semnătură, care era evident că se va produce. Problema este că din culise se știe deja că Di Maria a obținut toate garanțiile de care avea nevoie pentru a semna cu PSG, printre care și aceea că va juca atacant, deci nu mijlocaș de bandă. El va veni să joace în față. Ăsta e motivul pentru care a plecat de la Real Madrid, deși Realul îi dădea 6 milioane de euro net pe an, contract pe 6 ani i-a propus, deci 36 de milioane de euro ar fi luat în 6 ani și n-a acceptat. Deci nu este un jucător pentru care banul să mai însemne chiar totul, pentru că a câștigat o căruță de bani. Di Maria, care, din câte mi-amintesc eu, a fost și în echipa tip a campionatului mondial din Brazilia, mai ales că el a fost finalist împotriva Germaniei. Un jucător, sigur, de calibru internațional, dar care e un jucător fragil, nu e un jucător care să-ți câștige Champions League de unul singur, care are nevoie de un timp de adaptare, da? La Manchester United nu s-a adaptat deloc. Sigur, campionatul Franței are alte caracteristici, dar și aici au rupt gâtul mulți fotbaliști. Da? Începând cu Falcao, care sigur și-a rupt gâtul și la propriu, înainte de a-și rupe piciorul, dar, în fine, nu s-a impus. Și să nu uităm că mari jucători veniți din Italia la PSG n-au reușit în totalitate. Deci Lavezzi sau Cavani nu sunt la nivelul la care erau la Napoli. Acolo erau dumnezei. Deci aia cu Lavezzi, că deschideau ea pizzeriile la 2 noaptea dacă trecea pe stradă, e reală. Cavani, de asemenea, la Napoli era un zeu. Deci acolo au fost o dimensiune ieșită din comun. Toată lumea se aștepta ca ăștia doi în Franța să distrugă. Ei bine, nu. Nu s-au adaptat. Fotbalul francez a fost mai puternic decât ei. Lavezzi, de exemplu, a marcat 3 goluri sezonul trecut în campionat. Bun, Cavani și-a mai revenit un pic pe final. A reușit până la urmă să marcheze, dar nu 100 de goluri. A dat vreo 14-15, ceea ce până la urmă nu-i mare lucru, 38 de meciuri. Da. Deci un campionat extraordinar de greu, nu neapărat cu echipe bune, n-am susținut niciodată lucrul ăsta, un campionat în pierdere de viteză an de an, campionatul francez din rațiuni economice și deși un pic de scleroză a ideilor tactice, dar un campionat extrem de greu, unde toată lumea este pe picior de egalitate. Dovadă că Paris Saint-Germain a rămas 9 oameni acasă cu Caen sezonul trecut, în minutul 80 a rămas 9 oameni pentru că s-au accidentat vreo 4 și n-au mai putut să îi înlocuiască pe toți. Țineți minte, a fost egalat în 10 minute fără probleme de Caen. Deci un campionat unde n-ai siguranța niciunei victorii înainte de a o obține. De asta spun că îi va fi greu lui Di Maria să joace cu Lorient sau cu mai știu eu cine la mijloc, cu Toulouse, de exemplu. Da, bun, nu Toulouse de sezonul trecut, că ei au fost slabi. Da, poate vor fi un pic mai buni sezonul ăsta. Da, sunt și echipe, sigur, cu nou promovatele, poate se va descurca. Gazele ca Ajaccio sau cu Troyes, de exemplu. Poate că cu asta se va descurca mai ușor. Dar nu e un campionat pe care să-l iei la mișto. Angel Di Maria îl depășește pe Zlatan Ibrahimovic la capitolul bani aruncați. 63 de milioane de euro. Este jucătorul cel mai scump din istorie prin transferurile pe care le-a acumulat. În cariera sa a tranzacționat
prin prezența lui 177 de milioane de euro pe la cluburile pe la care a trecut. Asta este interesant, este o știre preluată din L'Équipe. Deci de la achiziția sa de către Benfica, de la Rosario în Argentina, pentru 3 milioane de euro în 2007, pe atâta a fost adus în Europa, el a costat 177 de milioane de euro plătite de alte 3 cluburi. Real Madrid, 36 de milioane, Manchester United, 75 de milioane și PSG, 63. Deci Manchester United pierde 12 milioane de euro cu afacerea Di Maria. Aia sigur nu-i mare lucru, evident. L-au achiziționat pe 75 de milioane de euro. Asta a fost o nulitate la United. În orice caz n-a contribuit cu nimic. Manchester United nu s-a impus absolut deloc, nici ca joc, nici ca rezultate. A dat niște pase de gol Di Maria, dar asta e puțin pentru campionatul Angliei și mai ales depinde ce înțelegi prin pasă de gol. O centrare de-aia, mare rahat. Sau bați o fază fixă, o pui pe cap unuia, nu te lauzi cu asta. Pasele de gol în realitate sunt rare. Este un clișeu cu pase decisive. Există pase într-adevăr decisive, dar alea sunt foarte puține. Deci nu că dai o pasă înapoi de la, ajungi la linia de tușă și dai o pasă înapoi de 6 metri și la o dă cu latul în poarta goală, ai pasă decisivă. Sau eu dai de 2 metri, intri în careul, driblezi pe 1, da? Și o dai 2 metri mai în dreapta sau în stânga și vine ăla și trage, ai pasă decisivă. Sau centrezi din corner, da? Nu e normal ca un corner să-l bați în careu? Ce pasă decisivă e aia? Acolo în careu sunt 15-16 jucători, minimum. Păi de unde se știe că tu ai vrut să-i pasezi lui ăla? Dacă sare unul la cap, aia e pasă decisivă. Astea sunt niște prostii, evident. Deci ăsta e un criteriu pe care dacă îl consulți, o să vezi că Di Maria n-a fost chiar ultimul om în Anglia. Dar în realitate a fost. Așa, deci în acest clasament al banilor cumulați, se pare că Zlatan este pe locul 2. Așa, ia să vedem mai departe. Precedentul record, într-adevăr, era al suedezului. 172,8 milioane de euro față de 177 cât generează cumulat Angel Di Maria. Al treilea în acest clasament, și el a trecut prin ligă, James Rodriguez, 132,63 de milioane de euro de la cele patru cluburi, Benfield, Porto, Monaco și Real Madrid. Primii 5 în acest clasament au jucat în Franța. Deci 1 Angel Di Maria, 2 Zlatan, 3 James, 4 Nicolas Anelka, 5 Radamel Falcao. Urmează în clasament Hernan Crespo, Juan Sebastian Veron, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo și Gareth Bale. Se arată deci clasamentul, interesant clasament. Primii 10 jucători din lume, cei mai scumpi în transferuri cumulate. Deci cât au costat pe la toate cluburile pe unde au trecut. Cifre de transfer. Deci Di Maria devine cel mai scump jucător din toate timpurile la acest capitol. Bun, o să vorbim despre fotbal și mâine. Mai este o zi după care vom părăsi acest microfon pentru 2 săptămâni, un fleac, și ne vom întoarce pe 24 august. Dar până atunci ne reauzim și mâine să vedem ce ne mai așteaptă cu meciurile din această seară în Europa League și, bineînțeles, mâine cu cele două trageri la sorți, să nu uităm, în play-off-urile Champions League și Europa League. Toate bune!